În anul 1840 se întâmplă să apară în primul număr din revista Dacia Literară. Negruții nu-i original, ca de obicei, și se inspiră din letopisețul țării Moldovei. Din capitolul cu a doua domnia lui Lăpușneanu, scris de Grigore Ureche, Pupaia Știmpanu. În ceea ce privește personajul principal, adevărul istoric este respectat integral, da. Moieri, Stroici, Moțoc și Spancioc, în realitate au altă evoluție, mă rog. Tema operei e lupta pentru hegemonie între domn și boierime. Nu-i mare șmecherie, ideea e formulată de Lăpușneanu de la început, ca elevii care pică bacul, proști, da, mulți. Adică masele sunt o putere de necontestat și domnitorul trebuie să ține cont de ei sau a picat. Capitolul întâi, ce gain, ce greu. Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. La începutul nuvelei, domnul Alex Lăpușdan, alături de o mare armată și de vornicul Bogdan, intră în Moldova. Hop și așa, ca să le leture de la trompește Phantom Shack. Pe drum e întâmpina de Stroici și de Spancioc, de Postelnicul Veveriță și de Moțoc. Aceștia vin din partea lui Ștefan Phantom Shack și îl mim pe Lăpușdanu că poporul nu-l vrea, ca să-l întoarcă din drum. Doar că Alex se prinde, se prinde și le promite că îl vor ține minte. Moțoc se sperie și îi cade la picioare, îi cere iertare, dar Alex se ține tare. O să-l arate el, cam asta ar fi duma. Capitolul ăsta reprezintă expozițiunea. Capitolul 2, mare panoramă, cu citatul ai să dai seama, doamnă. Lăpușneanu a fost băiat în prima domnie, de-aia poporul îl așteaptă acum cu bucurie. Dar el e hater din primar de cetățile, să-i sperie pe boieri să termine cu răutățile. Dacă ești boier și greșești, miernești și capul tău i-a târnat la poarta curții domnești. Cred că autorul și-a rucat cu marva din Olanda și a mâncat un râ din numele doamnei Ruxanda. Doamna asta, adică nevasta lui Lăpușneanu, l-a rugat să nu mai ucidă boierii ca tiranu. Alexandru a zis că acceptă și că o să-i dea doamnei Ruxanda un leac de frică. Nebun și asta, ce să faci? Forțează limita. Acest capitol reprezintă intriga. Capitolul 3, adică măcelul suprem. Poporul strigă, capul lui Moțoc vrem. Domnitorul cheamă boierii la mitropolie ca să se împace cu ei și după liturghie le oferă o masă copioasă, gustoasă. Dar Spancioc și Stroici au impresia că e plasă și nu vin să mănânce. Au avut dreptate că în loc să se verse vin să vărsa sânge. Adică domnitorul i-a omorât pe toți. Poporul a aflat și s-a adunat la porți. Au strigat că-l vor pe Moțoc și imediat Lăpușneanu l-a aruncat mulțimii care l-a linșat. Apoi i-a arătat Ruxandei leacul de frică, capetele boierilor în formă de piramidă. Stai punctul culminant al operei, frate. Dragoane, câți boieri au murit? 47. Capitolul 4 aduce un final greu. Chemă voi scula, prea mulți am să popesc și eu. După 4 ani de la masacru ăla grav, Lăpușneanu-și caut de liniștea fiindcă e bolnav. Nu mai omoară boieri cum i-a promis nevestei, dar totuși îi mai tăia o mână cu-i greșește. I-a rugat pe apropiați când e aproape de sfârșit să îl călugărească și l-au călugărit. A primit numele de Paisie și a renunțat la tron, așa că natural fisul a ajuns om la un moment dat. Iar o iară îndeaua și amenință că își revine și începe beleaua. Nemernicii ăia de Stroici și de Spancioc, care fugiseră în Polonia, acum se întorc și zic Ruxandei să-i pună o travă în apă un pic și deznodăm în tu care o fi, că a murit. Asta e.